Bună, am un secret. Care-i secret? Ce-i cu el? Ia. Da, și l-am chemat pe bunicul meu și am vrut să-i povestesc secretul meu. Nu, că secretele trebuie să povestești cu cineva, dar să nu spuneți, nu cumva să apară filmulețul ăsta pe YouTube sau pe altă parte sau pe Facebook sau nu știu pe unde să apară, să vadă și alții. Că nu vreau să mă... Da, să afle toată țara, toată lumea, totul lumea, în jurul lumii să fac, da, secretul meu. Bunic, bună nepoate, bună, vreau să spun, am un secret, bunicule, să-ți povestesc. Ia. Și secretul ăsta l-am numit Miss M. M. Miss M. Adică, da. Ai zi, arată, vreau să văd cum arată, să văd și eu dacă ești neam cu mine, că, da, dacă... Și dacă se spun, dacă e bine, bravo, bravo de poate. Uite. Bravo de poate, bravo, îmi place, îmi place de tine. Ai gusturi bune. Ei, am gusturi, dar nu o să mănânc doar. Nu-i vorba de gust, e vorba și de gust și de conținut, nu? Da. Bravo, bravo, nepoate. Dar ce frumoasă e. Frumușică. Da. Nu e înaltă, nu e. Cred că are păr brunet sau șaten, nu știu, cred că brunetă e. Dar unde uiți, bunicule? Da. Eu credeam că te uiți în ochii ei, dar tu te uiți mai jos, da. Dacă ai uiți, te uiți. Da. Mă nec în... Da. Mă nec în... Ei, da. Așa, da, bravo, bravo, bunicule, îmi place de tine. E asta, știi cum, e bine, e bine. Asta nu e pentru o femeie, e bine și să aibă și cu ce, știi, să zicem, așa să zicem, da. Da, și am vrut să povestesc asemănările și deosebirile dintre mine. Ci că ea are o poveste tristă. Și am o poveste. Ea a fost cumva descurajată sau spus, hai să spunem, bulimii. Și eu am fost bulimii, ce un zic, hate-ului sau a fost vorbit de rău de alții. Dar și eu la fel am fost descurajat, nu știu ce. Ea a trecut printr-o situație, hai să zic, experiență negativă cu cineva. Da, dar eu n-am trecut prin așa, eu am avut o experiență legată de sănătate mai mult, hai să zicem, asta e asemănă. Eu am avut aparat dentar, culme! Și eu am acum la 29 de ani aparat dentar. Și trebuie să-mi pun și jos și sus. Ce chestii! Vezi, semănăm. Ea e sensibilă, om de suflet, sinceră, deschisă, carismatică, amuzantă, îmi place. Și eu sunt. De ce nu? Ea e talentat și eu sunt talentat. Da, diferențele sunt că ea e populară, eu sunt. Nu sunt atât de cunoscut, nu sunt atât de trend, așa, în trend, sunt așa de sus. Dar o să ajung și eu doar, nu, într-o, hai să zicem, până îi mor eu, ajunge și eu acolo, nu? Da, bravo nepoate. Sunt înalt, 29 de ani, am 1,80 m, ochi albaștri, călăbroaș, nu dacă-s la călăbroașe, dar zic și eu că sunt, hai să zicem, ok. Da, și ea chiar bravo nepoate, bravo, dar așa că mă uit prin viața ei, prin ceea ce am aflat despre ea și despre ce. Parcă trec pe viața mea, nu știu cum asta e, ca și cum, știi, cum două, ce interesant. Și dacă ar fi, i-aș cânta așa, știi cum. Stai, dacă ai fi să-i cânt așa, i-aș cânta așa. Lasă-mă, mândruțo, lasă-mă să mor, cu mâna la popăză și cu cucul gol. Lasă-mă, mândruțo, sau i-aș cânta, sau alt cântec. Ce aș mai cânta? Cântecul ăla, stai să mă gândesc. Încearcă-mi, încearcă-și geaga, încearcă, da, nu mă chinui degeaba. La fudul meu o să rămâi la măta flăcău.
Da, să vei aș cânta ce aș mânca. Mi 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 sexy mi 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 sexy mi mi. Uf, Doamne, să vei aș cânta. Cât de frumoasă ești astă seară, te văd de parcă ai fi prima oară. Să vei aș cânta. Aș vrea, da, da, numai că, ești un porumbel. Am spus ce trebuia să spun. Când am gândat, da, am spus, da. Și are, nici eu n-am experiență în chestia aia. Și că, unii spun, și am poate mi-ar cânta. Nu sunt doar un trofeu pe patul tău. Da, dar eu zic, băi, dar eu n-am nevoie de trofee. Deci, eu am nevoie de un om, de un suflet, de, hai spunem, o persoană de viitor, să am o relație de lungă durată, să am, de ce nu să mă căsătoresc, să am și un, o să avem 11 nepoții, sau 10, sau 20, sau, bravo nepoate, bravo nepoate, îmi place când gândești, sau să zic că te vreau, să-i spun, poate, te vreau pe un minut, pe o oră sau pe o noapte. Eu, dacă vreau ca ceva, eu vreau cu adevărat, eu vreau din toată inima și eu vreau să obțin pentru toată viața, pentru dacă s-ar putea, așa ar fi perfect, dar asta e tendința mea. Eu ori tot, ori nimic. Și cum așa? Să vreau. Eu dacă vreau, vreau ca lumea, nu vreau așa. Dar cum ar fi să-i... Și ai încercat ceva. N-am ce... Cred că ai încercat nepoate ceva, să acționezi, să intri în... Să încerci, să ataci Miss M. Da, să... Da, cred că e rigidă, cred că are anumite prejudecăți și are anumite... E, cred că are un pic inima înghețată sau de piatră, dar cum să o digheți? Să pun în... Să pup inima ei, sau cum, sau să pun un cuptor cu microunde să o încălzesc, sau să inima mea să lipească de ei și să facă vadă de transfer de energie, de forță, de iubire, dacă s-ar putea, dacă o să o iubesc, nu știu. Dar îmi place de ea, e o fată deosebită, eu zic eu că e o fată deosebită, dar... Da, sau să o capturez, știi, ea să fie o frumoasă căprioară și eu să fiu un leu și așa să o atac și să-mi bag colții în gât ei, sau eu să ia să fie un șuricel și eu să fiu un șarpe și pac, așa să o înghit de viu sau ea să fie da, sau ea să fie un pește frumos, da, cum am zis. Și o să fiu pescar. Sau ia să fii pescarul și o să fiu un pești și să mă prinde pe mine. Băi, dar ar avea ce prinde, adică nu, eu nu sunt persoană de lepădat, adică nu, cred că am și eu ceva, nu, dacă s aici, dacă e... Sau ia să fii, să zicem, sau ea să fie, nu știu, ori, eu să fiu o lipitoare, să mă lipesc de ea, dar să mă lipesc așa, ca lumea, să nu mă mai dezlipesc de ea, așa da. Dar misterul ăsta, dar cum? Da, tu încearcă, fă ceva, fă, alea atracă pozițiile, atrage atenție, dar nu știu cum să-i spun. Hei, zic, sunt aici, Peter aici, pentru tine, forever, ever, together, never, sau cum să-i spun? Hello, sunt aici, sau cum să-i... Să sară în sus, strig, dar nu știu dacă mă aude. Sau să o hipnotizez, să zic... Da, să o hipnotizez cu carisma mea, cu vocea mea, cu talentul meu, cu umorul meu, să zic... Te vreau pe tine, să-mi zic așa. Tu o să te gândești numai la mine. Tu o să mă vrei numai pe mine, numai la tine, numai la tine, și să repet. Tu o să mă vrei pe mine, pe mine, pe tine, pe tine, pe tine, pe tine. Sau o să zic că...
I-am... Da, s-o hipnotizez sau să spune. Sunt... Te plac. Da. Da, dar cum? Culmea, de ce eu? Sau te plac numai pe tine, numai pe tine, numai pe tine. Sau orice, știi cum? S-o hipnotizez, trebuie să o hipnotizez cu ce am eu mai bun, nu? S-o impresionez, s-o atrag, s-o atrag, s-o întind curs, știi? S-o întind curs și s-o prind, s-o capturez, da. Dar nu știi, știi cum? Cine mă captur, cine pe cine capturează? Poate eu mă capturez pe ea, sau ei mă capturează mine. Asta depinde, știi? Depinde de multe chestii. A, ei, bunic, ne poate, dă-i bătaie, fă foc la ghetii, fie puternic, luptă, 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 până nu obțin, până nu câștigi, până nu reușești, că o să reușești, eu cred că tu ești tare șmech, ești băiat bun. Da, mulțumesc, bunicule, că ai așa o părere bună despre mine. Ești băiat sensibil, ești băiat de suflet, ești băiat inteligent. Ai ce oferi. Da, mulțumesc, da, nu sunt așa de deosebit, nu am așa, nu sunt eu chiar atât de, nu știu cum, da. Încerc și eu cumva să... Da, băi, bunicule, dar să nu spui nimeni taina mea. Ia, cine ia, ce cu ea? Și bunicul meu, ha, râdea. Eu am luat camera și te-am filmat, ha, să o pun pe YouTube. Bunicul, dar nu, să nu pui filmul ăsta pe YouTube, doamne. Dacă îl pui și află România, află toată lumea, tot universul ăsta. Nu, să nu faci prostia asta, că asta a fost o taină, taina mea, nu vreau să... Las că e bine, poate să afle și trebuie să afle. E taina ta și o să fie bine, o să ai cum să, o să reușești. Of, bunicule, m-ai enervat. Mulțumesc, bunicule, că m-ai ascultat. Mi-ai ascultat povestea, m-ai ascultat ce îmi place mie și de cine îmi place mie. Adică n-am zis direct ce și cum, dar cine știe, poate o să vadă, o să asculte, o să uite la asta. Da, mult, ei, mi-a făcut mare plăcere, bravo, nepoate, bravo, nepoate, ei, se vede că ești nepotul meu, știi cum, mai trebuie, da, știi cum, eu sunt unul, ea e unul, da, și ea e singur și eu sunt singur, trebuie mai punem un plus între noi și punem egal și egal cu doi, și după aia poate fi 3, 4, depinde asta. Deja vedea viitor, știi cum? Știi, cu ajutorul Dumnezeu, cine știe? Asta o să fie bine, nepoate. Îți mulțumesc că ești nepotul meu. Eu sunt mândru de așa un nepot. Da, bravo, așa că s-ar putea să ai, să reușești ceva. O zi bună! La revedere!